Bine vă regăsesc, stimați respectatori, la emisiune a doua, făcută împreună cu istoricul Dumitru Agache, despre vechimea noastră, despre ființa noastră, despre ceea ce nu ne poate despărți niciodată. E drept că sunt o fel de discuții în legătură cu identitatea națională, de simbolul identitare, dar o asemenea carte, care spune Urice inedite, de la Ștefan cel Mare și Petru Rareș, asta spune tot, sau spune în bună măsură, ce ar însemna, de fapt, identitatea noastră națională. Aici se află, în această carte, documente din arhivele din România și din alte locuri, în legătură cu vânzările, cumpărările, cum spunem astăzi, sau donațiile, sau danile făcute domnitori către boieri de teren. Și atunci, fiecare om care a primit câte ceva, în felul ăsta, printr-un act de donație, printr-un act de cumpărare, va fi găsit aici. Și atunci, majoritatea sunt. E adevărat că a trebuit să vă căutați aici. Știu că fiecare avem lucrul ăsta și eu recunosc că am această curiozitate să văd de unde mi se trage neamă. Băi, neamul meu, de unde este el? M-am spus la trecută, vă asigur că neamurile, chiar și cele care sunt chemate cu substantivii de genul lupul sau ursul, sunt neamuri foarte vechi, întrucât cel care a fost primul numit cu nume de lupul a fost luat după niște calități ale animalului din pădure. Atenție, însă, lupul în mitologia românească nu e doar animalul infernal, e și lupul celest, de exemplu, sau ursul, sau ursanul, ursarul, etc. Așa încât, ca să revin, avem de face cu un autor excepțional, e foarte discret, el stă ascuns acolo, prin arhive, stă la bibliotecă, închide praful de pe arhive, se lipește de ochi și face tot felul de lucruri de bolare ochilor, care se cheamă cu ciuperci. Am putut să eu pe asta. Domnul Dumitru Agache este așadar născut în comuna Fălciu, în satul Răzești, Rânzești, din județul Vaslui. A terminat filozofia, istoria filozofiei la Iași. Istorie și facultate. Exact. Așa se numea. La Institutul de Istorie și Arheologie Xenopol, filiala din Iași Academiei Române, a colaborat la tot felul de colecții care înseamnă Colecția Națională de Izboare Medievale, Documenta Romaniei Istorica, seria 1 Moldova. A efectuat numeroase stagii de documentare în arhive, atenție, biblioteci și muzee din țară străinătate, Bulgaria, URSS, în vremuri, Cehoslovacia, Republica Federală Germania, Austria și Moldova. A publicat o mulțime de volume, le prezintă pe coperta interioară selectiv. Ceea ce este foarte important este printre puținii, lângă Leon Szymanski, medieviști, care știu cum e cu evul mediu. Pe carte, v-am mai spus, la trecută scrie Academia Română Filiala Iași și Institutul de Arheologie Iași. Carte se pozită la editura Junimia. Aici, înăuntru, găsiți o mulțime de acte, de documente, pe care le-a găsit domnul profesor în toate arhivele pe care le-a cercetat. Veți găsi, iată, vă arăt din nou, un arbor de genealogică al lui Vlaicu și de cine trebuie să ai. De exemplu, veți găsi tot felul de lucruri. Dacă o să vedeți cum arăta, de pildă, un... Ba să găsesc repede. Un puz, cum spunem noi acum, nu? Din vremea aceea, să vă arăt că este ceva foarte, foarte interesant. În afară de stemele care se puneau, de fapt,
sigiliile care spunem pe actele acestea, le găsiți aici, cu bourul, desigur. Apropo, bourul, sistemul acesta Moldovei, la Iași, vreau să spune că este la mănăstirea de pe dealul Cezățuia. Cel mai vechi, stema Moldovei cu bourul se găsește la biserica Zlataust, pe partea din sud, pe unde nu se intră. Mergeți acolo și o vedeți. Este mai veche decât cu 3 ani sau 4 ani decât aceea pe care o vedeți la mănăstirea de Cezățuia. Apropo de vechimea noastră. Eu sunt pasionat de lucrurile astea, știți. Sunt pasionat de românitate și de românism. Și atunci nu puteam să oculesc cu asemenea carte care este teribilă. Căutam acum să văd, dar uite că nu găsesc în momentul ăsta. Nu-i nimic. Eu am spus de prezentarea autorului, trebuia să o fac data trecută, n-am făcut-o, pentru că m-a luat flama, întrucât este un volum extrem de interesant. Eu l-am știut ca pe un roman, credeți-mă, nu tot, pe fragmente, dar ca pe un roman. Deschid așa din întâmplare, închid ochii și fac așa. Și aici când deschid, ce aflu de aici? Despre cinstiții și credincioși și boierii domniei mele, dumnealui Antioh Carage. Deci este o întreagă istorie aici. Cineva scrie o pagină de proză, o găsește aici întreagă. Nici măcar nu trebuie să mai caute în altă parte. Un text de la 1767. Și câte și mai câte. Așa încât, domnule profesor, vă spun, bine ați venit din nou în emisiunea noastră. Și vreau să vă spun, să mă întreb, pentru că sigur aveți lucrul ăsta, care este starea fostului documente din Moldova de-a lungul vremii? Pentru că Moldova înseamnă și Moldova, Moldova întregul ei, adică și Moldova de aici și Moldova dincolo. Noi, medieviștii, tratăm Moldova așa cum a fost de la întemeierea statului și până când... Până unde? Până unde este teritoriul Moldovei? De la Carpați până la Nistru și așa. De la Hotin până la Cetatea Albă. Aproape în demersul nostru... Dar aveți în vedere și Transnistria? Nu. Transnistria n-a intrat, sunt sate românești, cum să știe, dincolo de Nistru, dar cum Transnistria nu făcea parte din teritoriul statului Moldova, niciodată, nici în vremea lui Ștefan cel Mare, da. nu făcea parte din organizarea statală a Moldovei, noi n-am putut să tratăm zona aceea, chiar dacă e o oază de românime acolo. Am vorbit data trecută, rezultata unei transhumanțe masive dinspre teritoriul intracarpatic. Da, asta da, e precizare excepțională, da. Pentru că să ajungi la transhumanța din Carpați până în Transnistria este extraordinar. Da. Transumanța a fost și cea interioară, am zis eu, pendulatorii atunci. Și aceasta, toponimea românească e plină de altfel adevărat, de urme, vărate cu sau asta. Dacă ne uităm în recensământ, primul mare recensământ a Moldovei, 1772-74, vom vedea mai ales în satele din zona submontană, dar numai, până la Siret, și dincolo de Valea Siretului, apar foarte nume cu rezonanță transilvană, Cutare, Bârsan, păi din țara Bârsei se întâlnește, Ungurean, sate, Unguraș, am Ungurașul chiar eu prins aici, îi dispăr dacă era pe Valea Neagră. Acestea sunt foarte bine domnul Ioan Hașu Botaru, care a făcut cu ceancăie de pe... Exact. Da. Dar e vorba de sate românești, numai ceangăiei s-au românizat, bineînțeles, în atâtea sute de ani. Dar satele, de exemplu, am aici, Bârgăoaniu. Ăștia veniți de pe Valea Bârgăului. Condițiile acolo
unde iarna durează cam 6 luni, vitregit de traiul de acolo, au căutat un loc propice pentru asigurarea subsistenței și au întemeiat satul Bârgăoan. Să spunem că satul Bârgăoan, vă spun o chestiune care m-a frapat în mod deosebit. Eu l-am bănuit că bârgăii ăștia sunt, am căutat. Păi, fundul Bârgăului e atestat în dicționarul Coriolan Suciu, dicționarul istoric, de la 1394. Deci e clar că aici satul s-a format dintr-o populație care a descins de acolo și a căzut condiții mai bune. Și de agricultură, și de cărăușie, și de pășunat, și de crescut vite. Deci. Dar ce m-a frapat cel mai mult, pentru că am mers și la arhivele din Piatra Neamț, găsesc în 1918 o asociație care se numește Transilvania. Ce la să caute la Bârgăoan? În satul Bârgăoan. Ce să caute asociația? Oare nu e un reflex în conștiința lor a originii din zona, de fapt, de trecere dinspre, de zona de contact Transilvano-Moldavă? Am rămas la atâtea sute de ani de când ei se așezaseră, să apară aceasta în 1918. Era un reflex clar a vechimii lor și a proveninței. Acum să spunem ceva foarte limpede, că ei n-au venit numai din motivul că, mă rog, căutau pășuni și... presiune maghiară era. Nu, și mai, care, ales, sigur. Mai ales bisericească, cum bine știți. Deci, cei din pe Părea Bacău, din Bacău, sunt romano-catolici, au fugit din cauza... Nu, ăștia sunt români ortodoxi. Păi da, sunt români ortodoxi, că au fost puși să treacă la altă religie. Așadar, acum... poate că și cu Bârgăoanii stă în același fel, cine știe. În orice caz însă, dincolo de această explicație, e rezistă și lucrul ăsta, pentru că ei căutau pe oamenii liberi de după munți. Aici aveau libertate de plină, exact. Pământ era în destul, populația era destul de rarefiată. Am aflat ceva amuzant, stați-mă că vă întrerup, ceva foarte amuzant, nu știu că adevărat, o să ne spună poate un inginer de ăsta care se ocupă cu iarba, cu calitatea ierbii, am aflat un lucru foarte amuzant din preză, se spune că ăsta calitatea ierbii pe care o pasc oile, în partea asta de munți, e mai bună decât cealaltă. Da. Nu știu de ce. E un motiv. De faptul că se mulțiseră... Să nu fie vreo prostie din asta de... Nu știu. Se mulțiseră așa de mult, mai ales în mărginimea Sibiului și în zona Săcerului. Se mulțiseră atât de mult. Nu mai aveau loc de pășunat. Nu numai că, să zicem, calitatea ierbii era îndoielnică și era mai bună în zona. Voiam să mă refer nu numai urmele lăsate în toponimie cu ungurași, ungureni, toți sigur că sunt de proveniență din zona intracarpatică, dar avem numele de păcurar. Acesta este tot de origine transilvană. Adevărat. Pentru că ulița Păcurar din Iași, strada Păcurar de astăzi, nu provine de la cei care veneau să vândă păcură, ci de la păcurare care își mânau turmele în drumul lor de transumanță spre luncile Prutului, ale Nistrului și așa mai departe. Păcurar însemna cioban. Da, mă rog, păcurar. Am chiar în documentul de la care pornesc, de la Ștefan cel Mare, unde apare un juj păcuraru. Vă propun o paranteză foarte mică, o închidem imediat, promit. Păcurare este bine de la ciobani. Da. Denumirea ardeleană. Denumirea Transilva, ardeleană. Ardeleană ciobană. Dar sărărie, nu e așa? Aia care erau sare? La sărărie cu totul altă situație. Care erau sare din sud. Da, dar ei veneau tot prin păcurare, urcau după aceea pe lângă noua universitatea prima, a fost unde e medicina acum. Urcau, deci, din păcurare, după aia coborau pe strada numită a sărăriei și se opreau în Târgul Cucului. Unde care nu-i Târgul Cucului, cum s-a bănuit, de la cuc, nu știu ce. No. Era Târgul lui Cucu, era Târgul Făinii. Nu, deci, acolo era Târgul cel Mare.
cel mare. Pentru că dar este numele provine de la un nume de persoană și nu de la un Târgu Cucului, no, no. Că ar fi un nonsens. Târgu Cucului, da, închide în paranteză mie, vă promit, și o să zic eu altădată cu altcineva, poate, sau cu domnul Agache. Deci, unde se află acum parcul acela vis-a-vis de Universitatea fost, cum îi spune, Petre acolo, Andrei. Petre Andrei. Da, da. Așa, acolo a fost târgul. A fost iar Maroc. Da, da. Și ca dovadă că avem două biserici de vamă, și anume Sfântul Lazar și Zlataus, i-am da. Gură de aur. Și gură de aur. Da, în slavă e Zlataus, da, gură de aur. Aceste biserici n-au avut moșii, pentru că trebuiau foarte bine pe urma vămii. Veneau din sud. Aveau venituri suficiente pentru da, a se întrege. Cu pești, cu asta și bine. Că... Dar de ce le mergea bine? Pentru că veneau grecii, care erau principali. Greci, evrei, mai ales armeni, greci, mai ales greci și armeni, și care veneau din sud cu pește și cu alte lucruri. Și erau denii orientale. Treceau prin biserică să lase un ban ca să le meargă bine mâine în târg și când plecau mâine sau poimâine după târg și le mers bine, intrau iarăși lăsau un ban acolo. Așa încât bisericile se trăiau foarte bine din aceste... Dacă ne referim la biserici, eu am unele date în carte despre biserica Sfânta Parascheva cu hramul Sfânta Vineri, pentru că și aici o problemă. De unde? S-a mai de lângă spus, biblioteca? Parascheva, nu, lângă biblioteca a fost Nicolae cel Sărac. Nu, cam în fața casei studenților de astăzi, unde se îmbinau... Nicolae cel Sărac a fost în fața unde este rondul. Da. Unde e rondul? Unde se îmbinau din spatele strada Păcurari, strada Lăpușneanu și Vasile Conta. Iar eu vorbesc Sfânta Parascheva. Sfânta Parascheva e în fața hale, unde este acum pasajul Sfânta Vineri, pentru că Sfânta Parascheva, de unde venea? De la Paraschevi. Paraschevi, ce înseamnă? Venit prin bulgară, Petca, a cincea. Asta ca de vineri, care însemna pregătirea. De aceea am avut această biserică Sfântă Vineri, i s-a spus biserica lui Ureche, mănăstirea care lui a fost Ureche, rămată. Pentru că a fost, s-a cam autodemolat, a fost fondată sau ctitorită de Nestor Ureche, tatăl lui Grigore Ureche, după aceea mănăstirea a intrat în posesia a două, am Ciorna și Viteleu, ca cele două sate, în posesia mănăstirii Sfânta Vineri. Ei au plecat în Polonia și au fost confiscate pentru trădare. Domnul Pașa, deci să fim... Deci întâlnim tot felul de situații din astea. Aici lucrurile sunt clare. Așadar, Sfânta Vineri s-a dărâmat. Mai este o piatră. De la 1890 ultima s-a dărâmat, ultimele rămășițe, când s-a făcut hala de pește. Și atunci, de la hală. Și atunci găsim piatra în curte la Bărboi, ca să fim lămuriți. Da. Deci nu e o chestie de acum, nu știu, criză. E un atac serios din vremea cealaltă. Iar Sfânta Parascheva, biserica, este în spatele bibliotecii centrale pe Păcurari, numărul 2 sau 3. Asta e în spatele bibliotecii pe Păcurari, este mai nouă. Da, este gata. Deci asta ar fi, să spunem, această poveste cu Sfânta Parascheva și cu... Dar aveți aici o mulțime de slobozii. Ce înseamnă slobozii? În teritoriul Moldovei, mai ales în zona dintre Prut și Nistru, era foarte... slab locuit. Erau foarte multe terenuri din cauza prădăcinii tătarilor. Turco-tătare, de fapt, că de multe ori s-au asociat aceste atacuri comune. Domnii Moldovei, încă de la Alexandru cel Bun, au găsit un mijloc de a popula aceste teritorii dând așa zisele slobozii. Era libertatea date unor popoare vecine, că erau polonezi, ruteni, sârbi, bulgari, sau... să vină cu familiile. Avem și situații să întemeieze sate de 20 sau mai des de 40 de case, aha, care era o unitate fiscală, bineînțeles. Eu i-am găsit și
nuanță religioasă. Cifra asta de 40, da, care da. La roman descinde, am făcut o demonstrație aici. Domnul profesor Mircea Ciobotaru nu-i de acord, o consideră strict fiind un număr legat de unitatea fiscală. Eu am avut, cred, o revelație, am dezvoltat și ideea asta. Nu pot renunța cu totul la ea, deși cred că dumnealui are primul sens ăsta a fost de unitate fiscală. Să întemeiezi un stat de 40 de case pentru ca domnia să aibă controlul la... Erau scutite aceste slobozii pentru 3-5 ani, erau scutiți de orice obligație față de domnie. Pentru că ei trebuiau să prindă cheag, să se întemeieze statul. Atunci când faceți precizări de genul ăsta, că 40, că a avut o legătură cu religia, păi vă spun eu, atunci facem speculații în legătură cu 40 de zile persecuției Iisus în pustie. Toate le-am enumerat aici, în notă. No, deci e o poveste pe care nu putem reține acum, dar probabil că aveți dreptate. Rămâne în discuție chestiunea asta. Acum, în legătură cu Ștefan cel Mare și preocupările mele, preocupări a pornit de la publicarea documentelor în colecția, așa. După aceea... Cam câte slobozii erau? Nu s-a făcut încă o statistică a lor. Astea erau s-ar unde? Putea să facă cineva în Basarabia, unde erau astea? Sau dincolo sau? Nu, erau și în Moldova, între Munți și Prut. Vreau să spun că majoritatea erau acolo pentru că era mai mult teritoriu liber. Și atunci domnul voia să populeze, asta asigura venituri suplimentare domniei. Dar i-a acordat, ce a acordat la slobozia? Le acorda scutiri de dări pe 3 sau 5 ani, aha, din momentul întemeierii așezării respective. La un număr de hectare sau de teren sau nu? Ei primeau teren în destul, în funcție de mijloacele lor de a lucra terenul, deci primeau în destul teren, aveau de unde primi teren cât pot să lucreze. Era așa spune în document. Era în concesiune, cum spune noi astăzi. Nu era în proprietate. Terenul era dat din domeniul domnesc. E adevărat. Pentru că domnia era avea proprietate, domn profesor. Domeniul domnesc. Sau erau concesiuni. Domnia avea și proprietatea pe apele mari ale țării. Asta e clar. Întrebarea mea era așa. Ei primeau acești slobozii în proprietate sau în concesiune, cum s-a spune, în chirie? Sau... Eu cred că primeau în proprietate pentru că în concesiune nu putea garanta că după plecarea lui din domnie acești oameni rămân fără niciun căpătâi. Iată. Și atunci le dădea pământul pentru folosință veșnică. Ceea ce echivala cu dreptul de proprietate pentru toți urmașii. Pentru că cei care veneau de acolo vreau să aibă siguranță, nu? Absolut, absolut. Nu-și părăseau așa. Ce se întâmplă? Eu nu sunt la prima carte despre Ștefan cel Mare legat de istoria Moldovei cu același caracter care are și această recentă apariție. După ce am plecat de la... cât am fost cercetător științific la institut, am fost obligat, pentru că erau și teme de plasă, să publicăm numai în editura Academiei Române. Pentru că era planul de cercetare. Adevărat. Și rezultatul cercetărilor își găseau acolo fructe. După ce am ieșit la pensie și am avut posibilitatea să intru în posesia unor documente de regulă inedite de la Ștefan, am mers pe cont propriu și atunci am apelat la editura Junimea, care m-a primit cu mare drag. Director era atunci regretatul Cezar Ivănescu, tot bârlădean, tot fost coleg de liceu, liceul Codreanu de la Vârla, cum este și actualul director, domnul Vasiliu. Da. Și atunci am, în urma unei colaborări cu cercetătorul științific Marinescu de la Institutul de Studii Neoelenistice din Atena,
Florin Marinescu, dar care fusese în România student și lucrase la Biblioteca Academiei la manuscrisele grecești, era fiul profesoarei Marinescu de limbi clasice de la Universitatea de București, în 80 s-au repatriat la Atena și lucra. Mergând cu regretatul profesor Dumitru Năstase, marele bizantinolog, pe la mănăstirile de la Athos și uitându-se la niște lăzi care stăteau acolo, prin pod, prin azi, tot căutând surse de informație, i-a întrebat pe călugări ce este acolo. Când au deschis, pline cu documente românești. Și atunci au luat mănăstire cu mănăstire și au fotografiat, au făcut un acord cu Institutul din Atena să valorifice științific sub forma unor cataloage în limba greacă. Ceea ce mi s-a părut exagerat. Puteau să deci, dubleze de o ediție, fie rezumate și în engleză sau franceză. Dar asta este treaba lor, nu am treaba lor, e treaba așa noastră. Dar ca să întocmească aceste volume de rezumate ale documentelor, care erau scrise în chirilică și în slavă veche, acest cercetător, care rămâne îndatorat că a apelat și la mine, a apelat la cercetători din România să prelucreze documentele pentru a le putea prelucra rezumatele în limba greacă. Și am intrat și eu câțiva ani în această colaborare, primeam xerocopiile, am cred că vreo 1000, în jur de 1000 așa. În aceste xerocopii care mi-au revenit mie, am găsit și 3 hrisoave de la Ștefan cel Mare și atunci încă era și împlinirea unei de la Muntele Athos. Rotund din 1504. Deci de la Muntele Athos. De la Muntele Athos. Am alcătuit această lucrare, hrisoave inedite de la Ștefan cel Mare. 3 sunt documentele. Dar nu-i specificat Muntele Athos acolo. Da, în aici n-am pus. Am pus și destinul unor sate din Moldova pentru că nu puteam să pun hrisoave de la Ștefan de la Muntele Athos, dar în prefața pe care am făcut-o, aici spune, cuvântul da. Înainte mi l-a scris domnul academician Ștefan Ștefănescu, care rămân îndatorat, la acest volum academicianul Șervan Papa Costea, a regretat și el că a murit, după cu 3-4 luni înainte mi-a scris câteva rânduri. Da, de la Athos s-a spunit 1000. Și aveți deci, câteva da, în această 1000, am mai publicat eu din ele, în această 1000 s-au nimerit și aceste hrisoave. Acesta e copilul, să zicem, copilul s-a făcut mare și iată l-a crescut. Dar spuneți-mi ce mai era acolo, de la 1000? Aceste sunt atâtea informații că ne-ar lua foarte multe numai despre acest patrimoniu de la Athos. Știți câte documente sunt? Câte? E o cifră care ne sperie. 25-27 de mii de acte de la... De ce? În urma legii secularizării averilor mănăstirești erau foarte al lui Alexandru Ion Cuza, domnul, sfătuit sigur de Cogălnicianu, care era și istoric, a dat și o ordonanță domnească să nu plece niciun document din țară la Athos. Deci, ei care deja aveau aproape o treime din teritoriul Moldovei venituri, cum să modernizezi Moldova cu atâta avere care pleca la Athos. A fost o necesitate istorică secularizarea averilor mănăstirești. Și a dat această ordonanță. Ce au făcut grecii? Îi cunoaștem. Ce îndemânoși sunt. În butoaie de mere de albine, în butoaie de pește, cu concursul otomanilor, uite s-a găsit și o colaborare greco-otomană într-un domeniu. Au dus toate documentele mănăstirilor închinate la Muntele Athos, parte dintre ele lăsate la un schit lângă Constantinopol, care din păcate, mai ales din cauza umizelii, s-au deteriorat. Dar au fost închinate bisericile acelea? Au fost închinate, încă din... Dar cât au contribuit domnii moldovei și ai țării românești la întreținerea? Era o oază, un focar de credință creștină împotriva pătrunderii mahomedanismului. Deci din punct de vedere ideologic era o necesitate.
necesitate. Asta e foarte adevărat. Era spuneți, o necesitate întreținerea. Dar vă atrag atenția. Vă aduc aminte că la Muntele Atos nu avem decât un schit mic. Două. Așa că... La Zografu, unde da, la Zografu, la Zografu au fost stăpânire bulgare. De fapt, noi am pierdut cam tot. Și la Xeropotam, și la Zografu, și la... La Zografu, Ștefan cel Mare a făcut și fântâna, și trapezăria, adică bucătăria. Da, bucătăria. Și a contribuit mese, la întărirea, la zidurilor, acolo e zonă seismică. Și până la urmă au pus... Tot ce este românesc e cam dosit, sunt și steagurile, sunt, dar ținute așa, numai ghidul dacă îți spune să te uiți un pic după colț, le vezi, nu se expuse din motive. Au pătruns acolo și ucrainienii, au pătruns și în sfârșit. Cei care au avut bani. Cert este că noi am ieșit în cea mai mare pagubă. Eu vreau să vă spun ceva, paguba asta am pătimit-o la Atos, inițial, după aceea am pătimit-o și la Ierusalim. Uitați-vă ce este acolo, tot cu contribuția... La Ierusalim sunt mai puține, eu vă spun că am văzut-o. Acum au fost cercetători, au fost preoți mai ales, chiar Părintele Mihail, care a fost paroh la Mănăstirea Banu, care și-a dat și căciula de pe cap, a dus și țuică și dolari și a mai obținut. Dar dintr-un tezaur de 25-27 de mii, dacă ai adus 10-50 de documente, asta nu, și nici să n-ai timp să le selectezi măcar pe cele mai importante. Deci ideea este următoarea. Da. Documentele multe despre Epumediu cel puțin se află acolo, în mod cert. Mai știm că se avem în Polonia multe. În Polonia, avem în Rusia. Și în mănăstirile din Moldova avem. Cele de la mănăstirile din Moldova, prin legea Patrimoniului Cultural Național din 74, din păcate, au fost luate, selectate, dar au distrus fondurile unitare. Așa. La Muzeul Național. Ia să vedeți. Nu e așa? Cine aveam a făcut selecția, aveam așa? Acest volum. Domnule profesor, cine a făcut selecția, nu știu că știa carte? Mă îndoiesc. Eu știu. Am mare îndoiel. Eram cu acest volum în prag de apariție și era un document luat de la mănăstirea Putna, parcă, pe care nu văzusem originea. Noi am pornit cu ideea că dăm aceste documente numai după originale, în măsura în care avem acces la ele. În rest am luat și din publicații, din tipărituri vechi, din colecțiile vechi. Asta a fost încununarea, să zicem, editării după exigențele normelor Academiei științifice, cu note, cu comentarii, cu toate, cu falsurile. După tipic. Adevărat. Deci aveam un document după care am alergat ca un disperat. A trebuit să fac o deplasare specială la București. Document care ajunsese în colecția Calimachi, o vestită colecție de documente medievale. Acea colecție, după decesul lui Calimachi, ajunsese la Muzeul Român-Rus. Muzeul Român-Rus, când s-a desfințat, le-a dat la muzeu... Nu mai rețin când... După ce am cam... Ne-am îndepărtat noi politic de Moscova. Cred că după. Da. După. Prin anii 60-70 e posibil. Da. Orice caz, noi eram în 76 când a... deci în 75 sau 76 m-am dus la București pentru documentul acela. Dar s-a pierdut eu. Merg la Muzeul Literaturii. Nu e la noi, domnule. La noi nici un fond de documente. Domnule, dar spuneți-mi, domnule, unde sunt? Că de la Muzeul Român-Rus am informația, știam, de la Nicolae Iorga. Care nu vă spun ce tevatură. Da. Până la urmă, ce a trebuit să fac? Să merg până la șosea. Unde a stat Calimachi? La Chiselev. Unde? Da, la șosea, cum îi spunea. Și... să merg acasă, dau peste... La Calimachi. La Calimachi. El era decedat, dar știam că are un fiu. Știu. Îmi spune servitoare, care era un groaică, cam asta era în perioada interbelică, ori un groaică, ori nemțeaică să fie menajeră. Da, da, da. Și multe erau acum bune, fi, care acum, învățau și limba... Da, dar acum sunt filipineze, vedeți da, că da, e exact, diferență. Exact, da. Lumea, e vorbat. Și noi cu ea. Mergi la filipini, da. Și îmi spune, păi domnul Calimachi, tânărul, lucrează la ziarul Sportul.
Dar unde-i ziarul Sportul? Păi vedeți, prin spatele cinematografului Patria, pe acolo, este asta a sportivilor, casa a sportivilor, acolo și se... A mers acolo. Mi-a ajuns la domnul, un om jovial, foarte plăcut. Domnul, uitați, sunt cu tare, cu tare. I-am spus, în cazul, domnule, doamnele care au avut în grijă aceste fonduri de documente lucrează la Muzeul Național de Istorie. Mergeți, le cheamă așa, merg la Muzeul Național de Istorie și ajung la doamne. Uitați, repet din nou, dar și documentele sunt aici acum. Dar sunt neinventariate, niște lăzi. Și nu știu cum ajunge. Domnule, eu trebuie să colaționez cu originalul. Mi-a spus colegul și mai zic, mi-a fost și prieten și m-a și format profesional. Am fost de toate cu el, într-o simbioză aproape. Și nu vii fără că tu știu că te descurci. Am luat una din doamne cu mine, m-am luat director, care nu vrea era el pe... Era politic pus acolo. Da, nu, asta era important că... Deci în 76 era că volumul trebuia să apară. Că pe 26 iulie l-am lansat. Era un politic. De 26 iulie era lupta de la Războieni și am vrut să închinăm un eveniment. Era, era era ginere de general. Asta știu. Dar asta nu are importanță. Cert este că a fost înțelegător și am ajuns la... Mi-au scos documentul de acolo. I-a spus, uitați, asta, asta, atât. Haideți cu noi. Și am umblat chiar în lada respectivă. L-am luat. Mi-a dat răgaz, da, l-am găsit. Mi-a dat răgaz, îl măsor să-i fac descrierea arheograf, să fac descrierea peceții. N-am luat și o reproducere fotografică, eram așa de greu. Dar nu cred că vă dădea voie. Dar am corectat textul care l-a... Dar nu cred că vă dădea voie. Poate fi în patrimoniul cultural național. Nu, nu. Și l-am colaționat și am venit cu el, am făcut... Dacă nu, cumva m-am dus la editură și am făcut ultimile corecturi și am luat la ea și l-am liniștit pe colegul răposatul și m-a zis Dumnezeu să-l ierte. Și a zis, băi, am reușit. Păi, dar eu știam că tu te descurci. Dar... Câte am avut din astea, nu vă puteți imagina. Știți pe ce mă bazez eu pe cartea asta? Pe două hrisoare, pe două urice. Unul de la Ștefan cel Mare, celălalt la Petru Rareș. De unde le am? Fiind prieten cu niște colegi la arheologie, mai mergeam, sincer, și eu la prânz, mai serveam un pahar de vin și discutam tot de ale noastre. Unul din ei îmi zice, noi publicasem în 76 volumul. Volumul 3, publicat de Ciodaru și colaboratorii săi, a apărut în 80. Deci, ce s-a știut până în 80, era s-a acolo. Publicat era în acolo. Astea două volume. Da, da. Era acolo. Și, dom'le, niște documente de la Ștefan cel Mare, zice, ar mai la masă avea de prânz. Importanță. La masă de prânz. Da, era la un par de vin. Da, da. Zic, băi, nu știu, noi am publicat tot ce știu, dar... Nu știu despre ce-i vorba. Zice, dacă... M-a luat el mai pe departe, așa. Dacă ar prezenta pergament cu pecete în căuși de ceară roșie... Apropo, uricile... Băi, zic, nu-mi spune mie, că noi am văzut... Apropo, uricile erau făcute pe ce? Pe ce suport era? Fie piele de miel, fie de iepure, fie de ied. Foarte bine era... hârtia a apărut în secolul 15-16. M-am gândit că deci, pe suport de piele toate de... pergamentele din Evume, toate documentele s-au scris pe pergament. Uricile astea. Da, pe toate pergament. S-au scris deci, pe pergament. Piele de iepure, de da. Și eu i-am spus, uite ce, după câte știu, noi am răscolit unde, dar asta nu înseamnă că se epuizează. A apărut și Atosul, știm și ce e acolo, dar nu e exclus boieri plecați în exil, unii scăpătați, să fi vândut, cum au apărut și la Biblioteca Națională din Paris și la alte, să fi vândut și în America au apărut, la Biblioteca Națională de la Washington, să fi apărut unele documente răzlețe. Și atunci îmi spune, știi ce, eu am un prieten colecționar de artă din București, și la Florența, la un anticar,
a vrut să achiziționeze, a văzut două peceți cu bourul și a vrut să le achiziționeze. Anticarul i-a cerut câte $800 pe fiecare. Până la urmă le-a scos cu 800 pe amândouă. Anticarul i-a spus, neștiind, ia și hârtiile astea, sunt în rusește. Erau pergamentele în limba slavă. Și de la Petru Rareș, și de la... Deci ce înseamnă întâmplarea ce, în viața unui cercetător științific. Și norocul. Trebuie să spun că am avut noroc și cu Atos, am avut noroc și cu... Păi eu atunci să le văd, avea reprodușile acolo. Unde erau de vânzare asta? Nu, erau la un anticariat din Florența. Ii le-a dat, le-a achiziționat, le-a dus la București. Ei fiind prieteni, acest colecționar, sunt, dar le-am văzut originalul. Am fost la București, la colecționar, le avea originalele și la infraroșii am reușit să dezleg data de la Ștefan cel Mare. Și așa am intrat în posesia lor. Iată. Și când am văzut, asta e la Petru Rareș. Ciupită un pic, așa. E ciupită, e ciupită din, ce poate să fie, da, din căuș. Extraordinar. Și documente, uitați cum arată pergamentul. Aveți documentele aici. Reproducerea pergamentului, aveți uitați. Documentele lângă ăla. Ele. Ei, uitați, ăsta e de la Petru Rareș. L-am întregit în totalitate, toată ruptura aceea, în forma unui triunghi cu vârful în sus, l-am întregit și am tot textul dat aici. Nu știu dacă se vede bine pe ecran, dar aici este bourul. Se vede, de aproape se vede bine. Da. Se vede mai bine, am impresia, la cea de la Ștefan cel Mare. Da. Mai încolo, mai încolo. Uitați-o. Da. Și inscripția și legenda, cum îi spunem noi. Da. Eu, Ștefan Voievod, Bojiu, miluste gospodar zemlii moldavskei. Da. Este, sunt lucruri, ia uitați-vă, astea sunt documentele, iar pecetea lui Ștefan cel Mare este asta. Da. Nu-i așa că este ceva extraordinar să vezi lucrurile astea? O bine păstrată, ceea ce rar se întâmplă în documentele noastre medievale. Dar și pecetea lui Rareș și destul de bine. Asta știți de ce se menține așa? Da, pentru că, uitați, ați arătat-o și noi, asta arăt și eu, acestea n-au fost cercetate de nimeni. Documentele din arhivele noastre, care au fost forfecate de sute de ori, pentru că era obiceiul și un contabil... Și ideea este bună, pe prima copertă este al lui Ștefan cel Mare și pe ultima aplicată pe textul documentului. Ieri erau prinse aceste peceți cu astea de mătase roșie, verde, câteodată erau 3-5 culori. Da. Erau prinse foarte frumos. Uitați cum e găurită pecetea, că era în ceară, în căuș de ceară. Găurită și ca să o poată prinde de ca să poată fi prinsă de pergament, să nu se pierde. Mai târziu avem pecețile imprimate. Da, asta în secolele 18-19. Da. Dar în vremea aceasta, asta era... Acum ce se întâmplă? Noi avem documentele acestea de cancelare în limba slavă veche, sau slavona. I s-a spus însă de editori slavona românească. De ce? Ea este adaptată din cauza că poporul nu vorbea slavona, da, vă aduc vorbea aminte, românește. Dar vă aduc aminte că de unul s-am vorbit la cealaltă emisiune și despre acte de la Petru Mușat, care era un latină. Da. În Vulgata. Da. Dar de ce avem dovada că se vorbea românește? Vă dau o mostră. Să vedeți. Un document care românește, nu știu că e românește, dar orice caz... Vorbea o română incipientă, se înțelege în secolele 15-16, documentul de cancelare, dar unde din cauza temei tratate, este un dialog, o mostră de limbă românească, este documentul din 1449 de la Alexandru Voievod. Trec peste intitulație din mila lui Dumnezeu, noi Alexandru, așa, cu tare, cu tare, cu tare. A venit cu tare. A venit cine?
Coste Pârcălap și a apărut pe Gheorghe Heregariu. Heregariu era cel care era cu tiparnița monedelor. Zicând, ți-am dat în mâini 800 de zloți în păstrare ca unui prieten. Dă-mi. E un dialog tipic, mostră de limbă română. Și Gheorghe atunci nu a tăgăduit. A zis, înaintea noastră așa a fost. Ai dat în mâinile mele zloții tăi în păstrare, însă eu am voit să fac câștig cu banii tăi. Am cumpărat de la Petru Voivod Vama și Hereghia. Vama și tipării bani. Și într-o aceasta m-am înșelat și banii tăi am cheltuit și acum sunt dator față de tine. Vedeți, tipic. Iar Gheorghe, ridicându-se, a zis, nu am alta pe slufle decât satul pe care mi l-a dat Ștefan Voivod sub vas lui, cu moară și casele mele pe care eu singur le-am clădit în Mahalaua Sucevei. Ia-le, pane Coste, căci nu am nimic altceva, iar pentru ce va fi mai mult, tu, pentru Dumnezeu, iartă-mă. Și au fost atunci multe cuvinte pentru că i s-a părut panului Coste care, puțin pentru banii săi. Și la urmă Gheorghe, ridicându-se cu oamenii buni, a rugat pe pan Coste ca să-l ierte pentru acest sat și pentru casă și pan Coste s-a milostivit de dânsul. Erau și oameni buni. Și i-a dat Gheorghe cu voia sa acest sat mai sus scris, care este sub vaslui și casele sale din Suceava și cu tot dreptul panului Coste Pârcălap pentru averea lui proprie, pentru 800 de zloți gata înaintea noastră și înaintea boierilor. Și noi văzând aceasta că Gheorghe a dat de bunăvoie pentru datoria sa, satul și casele și noi, de asemenea dăm, domnul acum, dă sancțiunea, dăm și am dat credinciosului nostru pan Coste Pârcălap acest sat mai înainte zis sub vaslui și cu moară îmbârlat și casele lui Gheorghe din Suceava ca să-i fie de la noi uric și tot să-i fie uric. Adică pe veșie, pe veș, da. Să fie stăpân pe veci, să fie uric cu tot venitul lui și fraților lui și nepoților lui și nepoților lui și restră nepoților lui și întregului să-i neam, celui mai apropiat, neclintit niciodată în veci. Este o mostră de limbă română, nu puteai în slavă să redai un text, l-a redat în slavă, dar a fost traducere din românește. No. Este târziu, este prima mostră. A doua mostră de limbă română și cu asta nu mai refer la chestiunea asta, ne-a dat-o Nicolae Iorga. Un document de la Ștefan cel Mare în care se spune că cei mai înalți capi ai Bisericii Ortodoxe s-au plâns Domnului că niște franciscani, ordinul franciscanilor, o misiune franciscană, fac prozelitism în Moldova, încercând să atragă populația, deci să o convertească la catolicism. Și că le produc mare pagube în credința creștină ortodoxă, pentru că atrăgând, sigur că se pierdeau enoriaș. Domnul a poruncit să fie aduși acei misionari în fața domniei sale. Și au fost aduși. I-a întrebat cu ce treburi prin Moldova, cum au pătruns. Zic că ei au venit să-l ajute să lupte împotriva Imperiului Otoman, pentru că prin credință oamenii vor căpăta mult curaj, mai mult... Și atunci Ștefan le-a răspuns. Din lupta cu turcii am eu vitejii mei, armata mea și puterea noastră. Voi, cu tot ce aveți, treceți înapoi munții și duceți-vă la casele voastre, că altfel veți suporta mânia domniei mele. Adică vă aplica pedeapsa maximă. E scurtă de cap, da. Ei, Nicolae Iorga, acest pasaj din document, îl consideră primul monument, probabil că acest document nu-l văzuse. Primul document care este un monument de limbă română. Mai vorbim despre asta data viitoare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru emisiunea aceasta. Cu mare plăcere. Eu cred că dumneavoastră am un partener de dialog foarte plăcut, incitant și provocator totodată. Vă mulțumesc frumos. Noi sunteți un om foarte documentat.
ceea ce am vrut să facem. Am și eu, limitele mele, nu știu chiar tot. Nu, asta e problema. Deci noi nu facem lecții de istorie. N-are cum să... Nu facem cursuri, nu facem lecții de istorie, nu suntem în amfiteatru, în universității. E păcat să rămână aceste informații. Suntem la stadiul în care... Cantonate în niște coperi, ele trebuie foarte cunoscute. Care poate fi citită de oricine și vă recomand să o citiți, să o găsiți la editura Julimea. E o carte, cei care sunteți originari de prin zona asta, Vaslui, Galați... Din toată Moldova, documente. S-ar putea să vă găsiți pe aici, cine știe, pe la un buric. Sunt și din Basarabia și din Sud Moldova și din Nordul Moldovei. Să aveți vreo moștenire pe care... Și din zona Dorohoiului, Botoșanului, sunt din zona Iașilor, bineînțeles. Iată, ursul Vartic, fiul lui Vartic, fost mare vornic în Țara de Jos. Vornic de gloată, dă mărturie lui Conde Vameș, fost Vameș vândut lui Iordache, vistiernic. Și după aceea vă spune toată treaba. Dacă vă trageți pe acolo, cine știe? La Ușerești, acolo, să spunem, în fine, în tot felul de sate, Neculai, Vacota... În multe sate actuale, încă, cu toate mișcările de populație, se mai păstrează familii care descind din vechile familii. Nu, sunt convins. E adevărat că pot fi ramuri diferite, dar că, de exemplu, Vicol sau Chiosa sau sunt în același sat. Mai mult, dar... O descendență există? Deci cine își caută neamurile? Absolut. Cine sondează? Prin zonă pe aici a fost neamului, n-ai decât să caute cartea asta. Că va găsi și vreo moștenire cine știe pe unde, pe la care râpă din Moldova. Da, uitată. Dar vă spun că este foarte pasionant, o citești ca pe un roman, sunt lucruri extrem de interesante. Data viitoare vorbim tot cu domnul Dumitru Agache, dacă vă nu vă interesează, scrieți-mi pe adresa redacției, dar eu spun că mă interesează, sunt convins de asta. Pot trimite impresii, păreri, sau să ceară lămuriri în anumite privințe? Dacă aveți întrebări, le putem, domnul profesor, el răspunde, eu doar vă îi comunic întrebarea. Ceea ce vom vorbi data viitoare despre sate descălcate de peste munți, despre toponimie și onomastică, despre religie și politică, așa vă interesează, dar nu politica de astăzi și nu legea de azi, altele. Din vremea aceea, din vremea lui Ștefan cel Mare și Petru Raș, când religie și politică se încadrează și politica față de mănăstirile de la Muntele Athos, care avea cu tot o altă semnificație. Vedeți? Avea semnificație internațională. Ce vorbeam mai devreme? Acolo... Deci nu se pune problema de astăzi, se pune problema de atunci, când încă șefii noștri de stat, domnitorii, aveau grijă de mănăstirile de la Athos. Ce înseamnă să susții acolo o oază de creștinism împotriva ofensivii mahomedanismului, a ideologiei osmane. Eu închei cu această, mă rog, observație pe care ați făcut-o și întreb și eu cu o întrebare retorică, recunosc. Câți din politicienii de astăzi, de după 1990, mai pun dinainte, s-or fi gândit vreodată la Muntele Athos și la mănăstirile pe care avem noi acolo, românii? Nu o să a gândit nimeni. Dar ca turiști. Au alte probleme de făcut decât să gândească măcar să facă o danie, o icoană. Sau ce știu eu la schitul, sau schit, cele două schituri de Muntele Athos ale românilor. Să știți că... La care au cotizat domnitorii români de-a lungul vremii, la care domnitorii români au închinat biserici, iar noi acum nu suntem în stare, nu noi. Poporul român își face treaba. Sunt foarte mulți colegi de-ai mei care au fost acolo în pelerinaj, sunt mulți care se duc. Dar întreb și eu, un șef de stat, așa, cineva care să-l cheme oricum, nu vreau să dau nume, oricare fi el, de la Dej încoace, a avut grijă vreodată despre Muntele Athos și noi? A avut grijă de românitatea de acolo? A avut grijă de aceste lucruri care țin de ființa națională și de credința noastră? Nu. Vă asigur că nu s-a făcut nicio danie, ba mai mult atâta s-a și ignorat și dacă a fost vorba de blasfemiat, s-a blasfemiat cu siguranță îndeajuns. Și peste. Și peste. Domnul profesor Agache să adaugă și peste că e și nervos pe tema asta, că știe multe. Vă dau întâlnire pe data viitoare, vă spun la bună vedere și să avem grijă de uricile noastre de pe vremea lui Ștefan cel Mare, Petru Rareș. Câte mai sunt? Și de la Muntele Athos.